Această rubrică este oferită de Mekon. În anul 1790 s-a născut George Everest. A fost militar și geodez britanic. A fost conducător din anul 1823 al serviciului geodezic al Indiei. Numele lui a fost dat celui mai înalt vârf de pe Terra, din munții Himalaya. În anul 1854 s-a născut Victor Babeș, a fost bacteriolog și morfopatolog român, membru al Academiei Române din anul 1893. Este autorul primului tratat de bacteriologie din lume, prin care au fost puse bazele moderne ale acestei științe. De asemenea, este fondatorul Școlii Românești de Microbiologie. În anul 1926 s-a născut Alfredo Di Stefano. A fost fotbalist și antrenor de fotbal argentiniano-spaniol, considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului. El este de obicei asociat cu echipe precum Real Madrid și Ferenc Puskas și a jucat un rol crucial în cucerirea de către acest club a Cupei Campionilor Europei de 5 ori în 5 sezoane consecutive, începând cu anul 1956. În anul 1826 s-a stins din viață Thomas Jefferson. A fost al doilea vicepreședinte și al treilea președinte al Statelor Unite ale Americii, autor al Declarației de Independență și unul dintre cei mai influenți părinți fondatori ai Statelor Unite. În anul 1934 a murit Marie Curie. A fost savant polonez stabilită în Franța, dublu laureat a premiului Nobel. A fost singura savantă care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite, respectiv fizică și chimie. A introdus în fizică termenul de radioactivitate. În anul 1940 s-a stins din viață Robert Wadlow. A fost cunoscut ca și gigantul din Illinois, cel mai înalt om din lume, care a fost atestat documentar. Înainte de a muri, a ajuns la o înălțime de 2,72 metri și o greutate de 199 de kilograme. În anul 2003 s-a stins din viață Barry White. A fost cantautor american și producător muzical, câștigător a 5 premii Grammy și cunoscut pentru romantismul și vocea sa gravă. White a cunoscut marele succes în anii 70. În anul 1776 a fost adoptat documentul numit Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii prin ratificarea sa de către Congresul Continental, prima entitate conducătoare a noului stat creat. În anul 1928, în Marea Britanie, este acordat dreptul deplin de vot pentru femei. În anul 1950 are loc prima emisie a postului de radio Europa Liberă. În anul 1960 a fost inaugurat noul stag american în urma admiterii statului Hawaii ca cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii în august 1959. În anul 2009, coroana statuii Libertății se redeschide pentru public după 8 ani de închidere din motive de securitate în urma atacurilor din data de 11 septembrie 2001. Această rubrică a fost oferită de Mekon.